acum e un fel de bună ziua, dar nu este trecut de 12. Deci este bună dimineața și bine ați venit cu noi. Stau suficient de în afara televizorului, cine trebuie să spună? Am primit instrucțiuni clare, unde să ne așezăm, lângă televizor, dar nu un televizor, un pic mai la o poartă, așa? Bună dimineața! Numele meu e Tudor Postolache, sunt Global Head of Operations and Amber. Și îmi face o deosebită plăcere ca după mult timp și mult efort să putem să facem inaugurarea oficială a clădirii. Pentru cei care nu știu, clădirea a fost este un fost sediu de bancă care câțiva ani de zile a stat mai puțin sau mai mult ocupat. Și acum, Laurențiu, aproximativ 2 ani, nu, de când am luat noi clădirea? Laurențiu, de când am luat clădirea? Da, un an și jumătate am preluat-o noi și am hotărât să facem ceva nou și frumos din ea, să o dăm înapoi botoșanului și vouă, tinerilor, care vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi astăzi, dar vă așteptăm să veniți alături de noi pe viitor și să stați aici și să învățați și să vă bucurați de frumusețea industriei de jocuri. Firma noastră a plecat acum un pic mai mult de 9 ani din București, într-o garsonieră cu 4 ani. Și întotdeauna am făcut gluma cu cofondatorii că au greșit, că n-au plecat într-un garaj, pentru că toate firmele alea mari pleacă din garaje, nu din garsonieră. Dar la București care au garajele. Așa că ne mulțumim și cu o garsonieră. Și ușurel, ușurel am început să creștem. Și undeva prin 2019, când în București eram, să zic, cred că 250, maxim 300 de oameni, am hotărât să ne extind. Și am început să căutăm în România un loc unde să creăm un nou birou și o nouă echipă. Și norocul nostru a făcut că Laurențiu, fost colegul al nostru, viața l-a făcut să ajungă aici la Botoșani și a propus, hei, ce ar fi să facem la Botoșani o echipă? Și am încercat. Și nu numai că ne-a ieșit senzațional de bine. Și cred că inițial planul nostru era să ajungem cu, nu știu, o echipă de 20, poate 30 de oameni. În momentul acesta suntem, Luiza? 100 și un pic. 100 și un pic, nu știu ce înseamnă și un pic, dar 100 și 20, 100 și un pic mai mult, 100 și 20. Și sincer, ne dorim ca în perioada următoare, nu știu ce înseamnă asta, poate jumătate de an, poate un an, poate un pic mai mult, să mai adăugăm cam încă 100 de oameni aici. Clădirea asta este toată a noastră. În momentul de față avem gata parterul, etajul 2 și etajul 3. O să vă invităm un pic mai încolo să le vizitați. Etajul 1 încă nu este gata, deci o să sărim peste el. Scara aia nu duce nicăieri moment, da? Dar o să fie și etajul 1 gata. Am investit deja aproape jumătate de milion de euro în clădire. Continuăm și o facem încă o dată pentru voi. Și vă mulțumim foarte, foarte, foarte mult. Noi, Amber-ul, vouă, Botoșanului, pentru tot ce ne-ați oferit și ce o să ne oferiți de acum acolo. Cam asta de la mine. Las pe Laurențiu să spune și el câteva vorbe și pe care o să-l întorc pe domnul primar să pună părerea de asta. Este o părere ce a spus Tudor. Acum noi ne concentrăm foarte mult pe comunitate, pe comunitatea tinerilor din Botoșani, pe prezența lor activă în viața socială și impactul lor asupra vârstei orașului. Care se recunoaște, să fiu sincer, primul lucru care m-a șocat când m-am mutat în Botoșani, orașul e oarecum îmbătrânește. Tinerii, care sunt cel mai important lucru din viața unui oraș, pleacă în orașul ăsta. Noi vedem prin asta și o modalitate de a atrage tinerii și de a-i face să rămână în Botoșani. Și prin asta să creștem efectiv viața socială, economică a orașului, să fie un curent creat de noi, un fel de vortex așa de idei și în care tinerii să fie parte componentă esențială a întregii povești. Noi întotdeauna, noi Amber nu vedem asta doar ca pe un business. Nu suntem, hai să vă dăm niște bani ca să faceți o treabă.
spunea și Tudor, noi avem etajele de sus pentru treaba. Aici tot spațiul ăsta va fi întotdeauna pentru recreere. Adică în timpul programului vin oamenii aici, se joacă, dorm pe canapea, treaba lor. Trebuie să ne simțim bine la muncă, trebuie să venim cu drag la muncă, pentru că e o muncă frumoasă până la urmă, nu ne place ce facem. Industria jocurilor în România deja are vreo 30 de ani și e înfloritoare, n-a părit nicio secundă până acum. Odată ce intră în industria jocurilor, tinerii au un viitor. Și noi, asta e încă o parte a întregii povești, vrem să le oferim continuitate. Dacă vor, din motive personale, să rămână în Botoșani și corespund standardelor member, este extraordinar. Ei rămân, vin aici, promitem că să se simtă bine, or să se simtă ca acasă, uneori chiar de acasă, pentru că este puterea muncă încă mai continuă. Deși asta este un lucru pe care pe viitor trebuie să-l dăm în față. Sperăm că în câțiva ani să avem un Botoșan mai tânăr, mai zâmbitor, mai frumos, mai și cu sprijinul domnului primar, sperăm să ținem treaba cum trebuie să fie. Vă rog și mulțumesc pentru invitație. Am avut discuții încă de urmă cu mult timp despre afacerea Ember la Botoșani, pe care o apreciez, pe care o consider acum așa la un nivel de lon, să zicem, dacă facem o comparație cu altă industrie care a fost cu precădere în Botoșani, dar sunt convins că o să mergeți mai departe, pentru că dincolo de testarea jocurilor o să creați aici, ceea ce este foarte important. Și cred că acesta va fi nivelul următor. Nivel care aduce o atractivitate în Botoșani și pe acest palier al industriei IT, să-i spunem, dacă tot putem integra aici. Mai sunt de prezent și cu alte firme care nu sunt poate la fel de vizibile, dar cei care își doresc un loc de muncă în acest domeniu sunt interesați de oportunități. Și e foarte bine că le prezentați încă din acest moment faptul că nu numai pot câștiga bani într-un mod foarte plăcut, jucându-se, dar pot și crea, pentru că am discutat despre acest lucru și îmi doresc foarte mult să avem pârghii noi, autorități locale, să ajutăm industria, indiferent de ce industrie discutăm, pentru că astăzi învățământul dual la Botoșani funcționează cu o singură clasă care activează în industria confecțiilor, să spunem, la liceul textil. Deși există cadrul legal, poate nu a fost un interes sau o determinare mai mare a operatorilor economici să vină alături de inspectoratul școlar, să pună piciorul în prag, să aibă clase în învățământ dual și pentru celelalte meserii. Cât mai este ceva în domeniul agricol, dacă nu mă înșel undeva în județ, tot o clasă de învățământ dual, dar nu suntem acolo unde ne-am dorit. Legat de oportunități, Botoșani nu stă foarte rău față de alte orașe, dar există acest spirit aventurier al tinerilor, odată cu terminarea liceului, să meargă către centrele universitare sau către orașele mari, care oferă poate atracții la fel cum avem și aici. Pentru că avem un parc de agrement, avem instituții de cultură, avem foarte multe spații verzi, oportunități bune pentru a întemeia o familie și a locui în Botoșani. Dar contează și acest aspect al veniturilor, care este destul de important. Dacă vă putem ajuta cu ceva, cu mare drag. Dar să știți că nu am primit solicitări din partea agenților economici pentru un sprijin din partea autorităților, din partea primăriei, ca să-și dezvolte afacerea. Cu singură excepție, a venit un domn și a spus că vrea să facă o fabrică de biodiesel și vrea teren. Cam acesta este sprijinul pe care îl văd cei din mediul economic. Dacă pot obține de la primărie, de la Consiliul Județean sau, mă rog, de la autorități, un teren mai ieftin decât găsesc în mediul privat, să-l cumpere, să-l închirieze. În rest, nu am primit. Poate este și vina noastră că noi am căutat. Nu am primit propuneri. Singura asociere în participațiune pe care a făcut-o primăria este cu o stație de carburanți, acolo unde nu am urmărit așa cum trebuie profitul și am reziliat contractul. Este o oportunitate pentru noi să fim parteneri în mediul de business,
dar nu este folosită, probabil prin prisma atribuțiilor pe care le avem de a asigura alte servicii publice și de a nu pune profitul pe primul loc. Faptul că oferiți locuri de muncă pentru tineri este cu adevărat îmbucurător și modalitatea aceasta în care ați investit foarte mulți bani, pentru că mi-ați povestit de lucrările care au durat foarte mult și câți bani ați investit în această clădire, ne determină să vedem că veți avea un viitor și dacă vă vom putea fi alături, eu vă face cu mare drag. Legat de succesul afacerii, într-adevăr sunt afaceri care sunt de succes, care au plecat din garaj, dar am o remarcă aici, au plecat din garaj din America. Pentru că cred că am avut și alte platforme sociale, la fel ca Facebook-ul, care e de succes astăzi, dar n-a plecat din America și nu s-au dezvoltat la fel. Poate contează și asta, poate nu, pentru dumneavoastră îmi doresc să nu conteze, să fi plecat din București, dar să ajungeți la un nivel foarte mare. Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc!